Domnul Veceslav Manolache, rector Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, profesor universitar, doctor habilitat, a fost decorat cu Ordinul de Aur al Uniunii Europene de Judo. Distincția i-a fost oferită în semn de înaltă recunoștință pentru activitatea colosală, efort, putere, inițiativă, spirit de unitate și solidaritate, multă dedicație în obținerea de rezultate remarcabile în istoria judoului autohton și consolidarea valorilor Uniunii Europene de Judo și Federația Internațională de Judo în Republica Moldova. Ordinul i-a fost înmânat de Laszlo Tov, președinte al Uniunii Europene de Judo. Reamintim că rectorul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, Veceslav Manolache, este maestru al sportului la sambo și judo, antrenor emerit al Republicii Moldova, președinte de onoare a Federației Moldovenești de Judo, care la data de 14 decembrie 2022 a sărbătorit 30 de ani de la fondare. Vârsta nu-i mare, 30 de ani, dar s-au făcut foarte multe lucruri serioase. Deci s-au dus atâtea medalii de la campionate mondiale, europene, de la Jocurile Olimpice. Chiar dacă judocanul Toma nu s-a luptat la jocuri nici pentru noi, dar este pregătit la școala de judo din Republica Moldova. Dar avem un potențial de antrenori foarte puternic, oameni dotați, oameni care cunosc foarte bine tehnica, pregătirea fizică, pregătirea psihologică. Deci, oameni de numărul 1. Și eu cred că cât o să trăiască acești oameni și o să fie sănătoși, noi o să avem judo în Republica Moldova. Și o să fie și cei mai tinerei din urmă, care vin tinerii, îi gătesc la Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport, mai trec practica la antrenorii ăștia, la scacalii ăștia care sunt, e un lucru foarte bun. Așa că judo a fost, este și va fi. Pozdravljaju za Moldavski judo federacija za 30 let jubileum. Ja očajno blagodarnu i sivodnja vmeste praznikovat eta geroj 30 let kto načina se judo Moldavija djelari rezultat i ja vižu to žena maladoj komanda kto bude dalše zarabotać za očajn harašo rešenja za judo Moldavski judo. Comunitatea academică din cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport adresează cele mai sincere felicitări domnului Veceslav Manolache.